iar o preoteasă îl rugă zicând: Vorbește-ne despre rațiune și despre pasiuni. Și el răspunse: Sufletul vostru adeseori este un câmp de luptă unde rațiunea și judecata se înfruntă cu pasiunile și poftele voastre. Pot fi eu pacificatorul sufletului vostru spre a schimba ura și dușmania din voi în unitate și melodie? Dar cum aș reuși afară numai dacă voi înșivă nu sunteți de asemeni liniștitorii ceva mai mult prieteni ai chipului vostru interior? Rațiunea și pasiunea sunt cârma și pânzele sufletului vostru mereu navigând. Dacă pânzele și cârma voastră se rup, nu puteți decât să vă clătinați pe valuri la întâmplare, ori să rămâneți prinși în impas în mijlocul mării. Fiindcă rațiunea de una singură domnind restrânge întregul elan și pasiunea liber lăsată e o flacără arzând până la propria mistuire. De aceea fiecare sufletul vostru să-și exalte rațiunea până la înălțimea pasiunii pentru că astfel să poată cânta, iar rațiunea să vă conducă pasiunea astfel încât aceasta să poată dăinui în permanentă reînviere și ca pasărea fenix să renască din propria cenușă. Potrivit e să dați rațiunii și pasiunii aceeași prețuire ca și când ați face-o pentru doi oaspeți iubiți în casa voastră aflându-se. Cu siguranță nu veți onora pe unul în dauna celuilalt, pentru că dând mai multă atenție unuia, veți pierde dragostea și încrederea amândurora. Când printre coline vă odihniți la umbra răcoroasă a plopilor argintii, împărtășindu-vă din pacea ogoarelor și a pajiștilor până în zări întinzându-se, atunci inima voastră să spună în taină: Creatorul se odihnește în rațiunea sa. Iar atunci când bubuie furtuna, când vântul năpraznic zdruncină pădurea și când tunetul și fulgerul proclamă măreția cerului, atunci inima voastră să șoptească smerindu-se: Creatorul se frământă în pasiunea sa. Și fiindcă sunteți un suflu în sfera celui puternic și o frunză în pădurea acestuia, asemenea lui trebuie să vă odihniți în rațiune și să vă mișcați în miezul pasiunilor. Nu, pastereabă, dacă le...